seara, doamnelor și domnilor! Discutăm în această seară despre fenomenele astrale importante din această toamnă și în ce fel ne vor afecta acestea. Eclipsa de soare de astăzi nu a trecut fără să ne afecteze pe fiecare dintre noi, așa încât vă propun să aflăm dacă schimbările vor fi benefice în perioada următoare. Avertizări, pericole, dar și atenționări, despre toate acestea vom discuta în partea a doua a acestei emisiuni. Pentru început însă îi spun bună seara doamnei Mariana Cojocaru. Bună seara! Așadar, o zi importantă, am avut parte de eclipsa de soare. În ce fel ne-a afectat aceasta, iar repercursiunile se vor vedea pe termen lung? Acum, eclipsa de soare reprezintă un prag foarte important în această lună septembrie, de fapt primul prag, cel de-al doilea va fi pe data de 28, când vom avea și eclipsă de lună. Eclipsa de soare vine și cu o lună nouă la pachet. Luna nouă întotdeauna favorizează noile începuturi și are evident și părți foarte bune, ca orice fenomen care ne influențează destinul, și părți, aș spune eu, radicale, tranșante. Trebuie să luăm anumite decizii, trebuie să nu mai amânăm tot felul de lucruri, de demersuri, de iată, lucruri care de ceva vreme trenează. Perioada dintre eclipse, iată, eclipsa care a fost dimineață, eclipsa de soare și eclipsa de lună care va fi pe 28, este destul de agitată, nu neapărat tensionată. Agitația e un factor care ne motivează și să acționăm și să nu lăsăm lucrurile așa în coadă de pește. De aceea spune că e foarte importantă în viața fiecărui individ, pentru că vine și marchează un segment existențial anume, în funcție de astrograma fiecărui om în parte. Dacă privim macro, aș spune că eclipsa pe un horoscop general este în cea de-a șasea casă, acolo unde se vor lua foarte multe decizii în plan social. Foarte multe decizii la nivel individual sau de colectiv legate de locul de muncă. Acum se reașează, se reorganizează echipe colective, proiecte noi, pe cine desemnează în astfel de proiecte noi. Cum începe să demareze, iată, pe lună nouă, o astfel de acțiune? Și partea de sănătate, pentru că, iată, acolo unde este casa muncii, este și casa sănătății și tot felul de evenimente care țin, iată, de partea de sănătate și la nivel macro, de exemplu, readuce în discuție tot felul de teme legate de partea aceasta de sănătate la nivelul populației, dar și la nivel de individ, pentru că eclipsele întotdeauna trag semnale de alarmă acolo unde este cazul și ne avertizează că trebuie să facem ceva cu sănătatea noastră. Într-adevăr, schimbări majore așadar pe sănătate, dar și pe carieră, acolo unde lucrul în echipă pare să dea rezultatul scontat. De altfel, ne spuneați încă de la începutul verii că luna septembrie este extrem de importantă, marchează un nou start, un nou început. Și aș vrea să ne raportăm un pic la următoarea săptămână. Cum este harta astrală? Care sunt cele mai importante puncte? Care sunt punctele cheie, de altfel? Ei, ca să vin cu tot felul de elemente noi, aș vrea să pun, iată, debutul, startul de astăzi, luna nouă cu eclipsa de soare, în două lumini diferite. În primul rând, în astrologie, și cei care urmăresc constant pagina mea de Facebook știu acest lucru, există acolo un oracol de cristal unde eu tot timpul prezint tablourile conform simbolurilor sabiene. Ei, iată, dacă discutăm săptămâna viitoare după un astfel de tablou, eclipsa are loc undeva pe gradul 21 în Fecioară, gradul 20 și 21 în astfel de situații, este foarte important. Pe de o parte, aș spune că un simbol este dat de un vulcan pe cale să erupă,
Deci iată că sunt lucruri movnite care abia așteaptă să iasă la iveală și să reconfigureze tot felul de situații, ne vor pune în tot felul de ipostaze, iată, noi, inedite, poate șocante, poate cumpene pentru alții, acolo unde, iată, lucrurile nu mai pot trena. Și un alt tablou foarte interesant și îl voi asocia și cu asteroidul Isis, unde are loc această eclipsă, este dat de o fată tânără care în miezul iernii vrea să hrănească păsările. Asta reprezentând de fapt partea aceasta de generozitate, de altruism, de bunătate, de puritate, pentru că suntem în zodia Fecioarei, de simplitate, de dorința de a face foarte mult bine semenilor tăi. Și spuneam de partea aceasta care ține de mitologie și de zeița Isis, pentru că soarele este în rezonanță cu asteroidul Isis. Isis în astrologia veche, egipteană și ca simbolistică mitologie, a fost o zeitate foarte importantă pentru că era asociată cu fertilitatea și cu creația. Își lua puterea de la zeul Ra, soarele, s-a căsătorit cu fratele ei Osiris și pentru că el a fost ucis de Set, iată, din ciudă, din invidie, unul din cumnați, din frații acestuia, ea cu puterea ei nemărginită de la Ra a putut să-l reînvie. Vreau să pun în lumină acest tablou pentru că oamenii vor înțelege ce înseamnă să fii bun, să fii puternic, de unde îți iei sevele și cum poți, iată, să atragi miracolul în viața ta. Și împreună au conceput un copil în, iată, în condiții extrem de dificile, pentru că nu pot să stau acum să povestesc toată istoria, pe Osiris, o zeitate cu cap de șoim. De acolo vine și denumirea de horoscop. Horus fiind ochiul protector, cel care studiază, anunță și protejează oamenii. Așadar, în perioada următoare, aspectele deci pozitive... trebuie să fim foarte atenți, foarte vigilenți, este totul așa ca un teren minat și noi trebuie să facem slalom. Obstacole, provocări, de ce nu chiar încercări, însă lucrurile bune vin din faptele pozitive, din ajutarea oamenilor și din întoarcerea către credință, dar și către aspecte ce țin de altruism. Aș vrea să punctăm și aspectele care ne aduc probleme, ne aduc greutăți, care ne îngreunează misiunea în această săptămână, pentru că știm că există aspecte astrale care ne mai dau bătăi de cap și care ne influențează negativ. Da. Există patru zodii care trebuie să fie mai atente decât de obicei. Spuneam de eclipsă pe gradul 21 în zodia Fecioare. Evident că primele vizate sunt Fecioarele. În planul 2 sunt Peștii și în imediata apropiere Gemenii și Săgetătorii. Deci toate zodiile duble, practic, aș spune eu că trebuie să fie cu ochii în patru, să fie atenți ce vorbești, ce semnează, cu cine negociază, cum se aruncă în valuri, pentru că este o perioadă destul de agitată și de tumultoasă și de tulbure. În ce relații, în ce alianțe, ce mezalianțe pun la cale, pentru că dacă nu sunt gândite din timp, ele pot avea un termen foarte scurt, 6 luni, până la următoarele eclipse, maxim 9 luni, în așa fel încât de acolo să nu apară regretele tardive. Nu este o perioadă favorabilă deplasărilor decât în condițiile în care există cu adevărat urgențe, da, lucruri care nu pot fi amânate și atunci trebuie să fie la fel foarte atenți cum șofează,
pentru că în perioada dintre două eclipse, stresul, agitația depășesc cotele de normalitate. Toată lumea parcă este mai nervoasă decât de obicei, parcă ar vrea să ardă timpul, să ardă etape, să ajungă să facă cât doi într-unul și nu se pot face lucrurile așa peste noapte, dar se spune că există și partea aceasta de interior, ziceam zodiile duble, care au o parte văzută și o parte nevăzută, o parte activă și o parte preponderent spirituală. În astfel de perioade pot primi mesaje subliminale, pot primi tot felul de semne, totul ține de intuiție și de starea lor de spirit, cât de iubiți sunt de univers, în așa fel încât, iată, pot apărea soluții miraculoase, spune eu, care schimbă situația da, tensionată în care se pot afla în momentul ăla cu 180 de grade. Deci, iată că eclipsele vin și fac selecția, împart apele care merită să fie pe malul concav și care merită să fie pe malul convex. Așadar, mare grijă în perioada următoare la semne, la intuiție, pentru că acestea par să fie cheia marilor rezolvări. În perioada următoare, mesajele sunt transmise într-un mod destul de abstract, de înțeles pentru inițiați, am putea spune, pentru ce evoluați din zodiac. Aș spune că foarte atente trebuie să fie persoanele care știu că au o sensibilitate marcantă în astfel de momente. De ce eclipsele? Pentru că sunt, iată, lucrările acestea de toamnă, unii strâng recolta, alții fac mustul, alții răstoarnă cămara și deci tot felul de activități și plus sarcinile profesionale care nu sunt de neglijat, școlile care încep și care iar înseamnă foarte mult, să-și gestioneze foarte bine timpul, pentru că eclipsele pot să le afecteze sănătatea sau starea de spirit. Fecioarele. Fecioarele le-aș împărți în două, este o zodie dublă, prin excelență, pe de o parte aș spune că toate, indiferent de situație, au de luat o decizie foarte importantă. Acum vă spuneam domeniile existențiale vizate, dar astfel de decizii, în momentul în care vin și te presează, este clar că nu mai suportă niciun fel de amânare. Pe de o parte, e clar că cele mai multe fecioare care sunt active vor trebui să ia taurul de coarne. Nu sunteți voi zodia taurului, dar trebuie să înțelegeți că sunt lucruri în care o să spuneți așa nu se mai poate, ceva trebuie să fac, de aici trebuie să se schimbe lucrurile în așa fel încât viitorul meu, destinul meu să arate cu totul altfel. Eclipsa aceasta din 13 este abia prima dintr-un ciclu de eclipse care o să vedeți, vom mai discuta de ele, vor continua și la anul și vor fi pe zodia Fecioarei, special pentru a le ajuta pe acestea să parcurgă niște etape, să urce niște trepte spirituale. Și spuneam că împart zodia în două pentru că va exista și fecioara aceea, iată, care va avea nevoie de deschidere spirituală, de suport, va avea nevoie de înțelegerea anumitor lucruri care se întâmplă în sufletul ei, în conștiința ei, poate cea cu minte, poate cea calină, poate fecioara care nu vrea neapărat să fie în această vâltoare, această nebunie, aș spune eu, de viață care ne ia pe tot timpul pe nepusă masă și de la o zi la alta, iată, se pare că evenimentele sunt din ce în ce, da, mai prezente și ne bulversează. Iată că există o astfel de fecioară care își va îndrepta atenția către credință, către cer, către un alt sistem de valori, mult mai riguros și mult mai consistent din punctul meu de vedere.
Așadar, o perioadă pentru fecioare în care se vor regăsi, o perioadă în care trebuie să se reîntoarcă către aspecte mult mai importante, credință, natură, către euul personal, de ce nu. Așa se întâmplă evoluția la acestea, iar așa cum spuneați, această perioadă nu este altceva decât o etapă în evoluția acestora. Dezvoltarea vine pe parcurs pentru că înțelegem că eclipsele din anii următori vor marca o evoluție pentru acestea. Trebuie doar să le speculeze și să le valorifice. Am revenit în direct și aflăm așadar pericole, dar și avertizările pentru săptămâna următoare. Da, trebuie să ne fie frică? Acum, întotdeauna se spune că există tot felul de superstiții legate de aceste eclipse, dar nu avem motive reale să ne fie frică câtă vreme. Se spune că ele afectează doar o anume parte din glob și cum eclipsa de soare a fost în Antarctica și în Africa de Sud, știu eu, acum de eclipse se spune că nu te poți ascunde nici în gaură de șarpe. Sigur că trebuie să fim atenți, da, mai mult decât de obicei, pentru că ce ne e scris în frunte ne e pus, nu putem să stăm după fiecare eclipsă să ne tot fie frică. Berbec. Adevăruri dureroase, vremuri, evenimente periculoase, dispute, rupturi, boli. Taur. Eclipsa poate afecta anumite relații sentimentale șubrede, poate aduce certuri, dar și împăcări, da? Și e importantă pe relația cu copiii. Gemeni. Momente delicate în care nu vei ști pe unde să scoateți cămașa sau cum să vă împăcați și capra și varza. Rac. Atenție la neatenție. Vă puteți accidenta, certa cu vecinii, cu rudele de gradul 2 sau încălca tot felul de reguli, de legi, puteți să faceți tot felul de gafe. Leu. Eclipsa scoate la lumină toate persoanele care vă pot face rău. Discutăm de hoți, de escroci. Eclipsele, într-adevăr, reactivează tot felul de elemente dintre astea ciudate. Atenție la buzunare, la casă, verificați de două ori înainte să plecați ialele, bunuri de valoare, mașină, telefon, lucruri personale. Fecioara, eclipsa din 13 scoate la lumină tot felul de secrete, de evenimente, aș spune eu, șoc. Tot felul de perioade tulburi în care se spune că fecioarele trebuie să fie foarte atente, cu atenție distributivă. Balanță, atenție la dușmani, propuneri indecente, alianțe periculoase, controle, reclamații, pierderea a ceva sau a cuiva drag. Scorpion, se cerne sita cu prieteni, unii sunt trădători și nu merită să vă fie aliați. Săgetător, momente delicate în carieră, în familie, risc de accidente, lucruri care să vă fie potrivnice. Capricornii, nu e o perioadă favorabilă deloc călătoriilor lungi, delegațiilor, deplasărilor, parteneriatelor cu străinătatea și cu străinii. Vărsător, nu dați bani cu un împrumut, riscați să nu-i mai vedeți niciodată. Pești, griji mai mici sau mai mari, nu umblați cu o caua mică, nici în dragoste, dar nici în plan sentimental. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Săptămâna viitoare la aceeași oră aici pe România TV ne dăm întâlnire pentru a afla noi previziuni astrale. Dumneavoastră rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Începe o ediție incendiară, cancan.ro. Marius Nița a pregătit subiecte incendiare, după cum vă spuneam. Interviu pentru România TV și pentru cancan.ro al bunicii Oanei Zăvoranu. Aflați detalii incredibile despre moșteni, despre avere, dar și despre cine vrea să îi fure averea Oanei Zăvoranu. Pe de altă parte, o transmisiune în direct de la cel mai important botez al anului, familia Dolănescu este protagonista. Rămâneți alături de noi, revenim!